Târgul de Turism al României, ediția de primăvară organizată la Romexpo, a prezentat vizitatorilor obiective de interes turistic din locurile bogate în tradiții și meșteșuguri, informații despre oferte de cazare și pachete turistice pentru evenimentele de sezon și multe alte atracții. Printre instituțiile care promovează la târg turismul local se numără și Consiliul Județean Ialomița. Publicului Târgului de Turism al României s-a înfățișat de către reprezentanții Consiliului Județean Ialomița și importanța turistică a obiectivelor, precum orașul istoric de la Giurgeni, Biserica de Lemn, podurile dunărene, Conacul Manasia sau stațiunea Amara. Mi-a atras atenția aici că sunt niște obiective foarte interesante și biserica asta din centru. Mi se pare standul de la Ialomița. Foarte frumos amenajat. Foarte frumos amenajat. E animat, e plin de culoare. Da, și foarte bine exponatele, foarte bine puse ca să le vezi imediat. Ialomița are multe obiective turistice de prezentat. Este a doua ediție la care participăm. Am participat în toamnă, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României. Acum venim la ediția de primăvară a Târgului de Turism. Este un început pentru județul Ialomița în a-și prezenta la acest nivel important obiectivele turistice. Cred că avem și noi foarte multe obiective și importante de prezentat. Discutăm aici de orașul istoric de la Giurgeni, unde s-a născut Mihai Viteazu, de Biserica de Lemn, de podurile dunărene, Conacul Manasia, stațiunea Amara, Catedrala, Biserica Sfinții Voievozi. Sunt obiective turistice care trebuie aduse în atenția turiștilor din România și, de ce nu, din străinătate. Este un efort mare pe care l-am făcut noi ca și administrație publică locală. Am contactat agenții economici care au obiective turistice, care doresc să se promoveze. Noi prezentăm obiectivele pe care le are Consiliul Județean în administrare. Ne dorim prin această participare ca numărul turiștilor să crească și să aducem și județul Ialomița pe harta turistică a României. Consiliul Județean Ialomița a depus și proiecte care vizează reabilitarea patrimoniului cultural. Iată că se fac pași și din acest punct de vedere. Da, avem la acest moment 3 proiecte depuse privind patrimoniul cultural: Conacul Bolomei, Biserica de Lemn și orașul istoric de la Giurgeni. Sunt în diferite stadii de evaluare, sperăm să obținem și finanțare pentru aceste obiective și în felul acesta să reîntregim patrimoniul turistic și cultural pe care îl are județul Ialomița. Din anul 2013, stațiunea Amara participă la Târgul de Turism al României pentru a promova stațiunea, proprietățile terapeutice ale Nămolului, lacul Amara, parcul dendrologic. Ne interesează, în primul rând, figurinele și apoi conținutul, evident, că nu știam ce ar putea fi, deși ne-am gândit la asta, că ar fi Nămol de Amara, de toată lumea, cred că a folosit măcar o dată în viață Nămol. Și fiecare dintre noi știe care sunt beneficiile terapeutice. Începând cu anul 2013, Amara deja a devenit o obișnuință în a participa la Târgul de Turism, un târg care ne promovăm atât Nămolul de Amara, cât și lacul, stațiunea și cu tot aportul pe care l-am adus în vederea renovării și reabilitării întregii stațiuni. Parcul demografic de 62 de hectare ne demonstrează încă o dată că atragem și turiști tineri, nu doar pe cei în vârstă, în stațiunile turistice unde se fac băi de nămol, probleme reumatice și nu numai. Așteptăm cu mare drag tinerii să dăm o culoare nouă stațiunii Amara. Cei care au însuflețit standurile expoziționale au îmbinat cultura cu istoria, cum este cazul Consiliului Județean Neamț, care a adus în fața vizitatorilor personaje istorice, precum Ștefan cel Mare. Consiliul Județean Neamț participă și la această ediție a târgului. De această dată am venit cu o altă ofertă, în sensul că am îmbinat cultura și istoria. Am venit cu cultura cucuteni, care este reprezentativă pentru zona noastră. Am venit cu creangă, am venit cu poveștile lui și, în ultimul rând, am venit cu cetatea Neamțului. Este un cuib al istoriei, este domnitorul cu care noi ne mândrim, este simbolul nostru și sperăm ca prin prestația actorilor care ne însoțesc în aceste zile la stand să reușim să le demonstrăm celor care ne trec pragul că județul Neamț merită vizitat, că județul Neamț este frumos,
și că nemțenii sunt oameni deosebiți. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Eu sunt Ștefan cel Mare. Cum este acum în vremurile noastre? Câteva lucruri s-au schimbat. În timp s-au modificat unele lucruri, dar suntem împreună și cred că asta este important și cred că este cel mai bine. Înainte se purtau lupte grele, acum... Se purtau lupte grele, se purtau lupte români între români. Eu cred că acum e bine să fim uniți, să fim împreună și să luptăm în continuare împreună. Suntem un ONG de protecție a mediului care avem un proiect pe cultură verde care se numește Green Culture în dulcele grai al Uniunii Europene. Asociația se prezintă la târgul de turism cu tot ceea ce vedeți expus. Avem meșteri inediți. Este vorba despre lână. Noi avem în acest an o petiție interesantă pe care am depus-o Guvernului României pentru protecția biodiversității. Este vorba despre protejarea ciocârliei. Ce legătură are ciocârlia cu lâna? Știți că anul trecut domnul ministru al Agriculturii a propus ca brandul național de țară să fie imaginat de o oaie. Și noi ne-am gândit că la un alt simbol mai puternic pentru România la 100 de ani și noi am adunat aproape 1000 de semnături și am depus această petiție pentru ciocârlie. La Târgul de Turism al României, județul Ialomița a fost promovat și prin prestația ansamblului folcloric Doina Bărăganului și a coralei Sfântului Mare Mucenic Mina. Yeah.
Târgul de Turism al României rămâne deschis până duminică 25 februarie.